Când începe? Un minut. Ok. Sunteți gata? Onorată presă, bună ziua tuturor, bună ziua tuturor celor care ne urmăresc. Vedem că este o săptămână și o zi foarte încărcată cu evenimente. Mulțumim celor care au găsit posibilitatea să ne onoreze cu prezența lor. Deci este o conferință care probabil putea fi ținută și mai înainte, mai de mult, dar așa au vrut circumstanțele că s-a adunat foarte mult material, s-a adunat foarte multe evenimente în acest trăstimp și am hotărât totuși că este momentul să vin cu această explicare, în primul rând pentru foarte mulți dintre prietenii mei și pentru foarte mulți dintre cei care urmăresc care este situația din Republica Moldova. Mă numesc Sergiu Ungureanu și astăzi vin în fața voastră nu ca expert energetic ca de obicei, dar vin ca cetățean simplu, ca om cu o poziție socială activă, care vreau să scot în evidență o serie întreagă de încălcări care au avut loc și care au fost admise de către regimul precedent și sper că aceste încălcări, sper că asemenea practici nu vor mai fi admise pe viitor. S-a alăturat iarăși apelului meu și colegul activistul civic Alexei Dimitrov, care de asemenea va avea ce spune și pe marginea unor cazuri similare cu dumnealui, dar astăzi în principal voi expune care este situația și ce elemente de încălcări s-au petrecut în cadrul unui dosar absolut politic, la părerea mea, care mi-a fost intentat pentru libera exprimare a opiniilor, pentru chemarea oamenilor la proteste de către fostul regim. Și voi prezenta între și documente și îmi cer scuze de la presă dacă va fi poate un pic incomod, va trebui să atrag atenția și la prezentarea PowerPoint, dar și la anumite documente care le voi prezenta aici. Și voi începe cu această prezentare, după care vom avea timp să acordăm și întrebări care sunt din partea presei, care au apărut până acum. Deci, libertatea de cuvânt sub dosarul penal al regimului oligarhic, așa am numit eu generic această prezentare, în care voi am adunat. Am făcut așa o spicuire din totalitatea documentelor, pentru că, vedeți, este un dosar întreg cu documente aici, aici este doar parțial din ceea ce avem și voi expune pe scurt ceea ce avem. Deci, eu sunt Sergiu Ungureanu, expert energetic, dar astăzi vin ca activist civic în fața voastră și vreau să vă spun că în Republica Moldova, de către fostul regim, au fost comise o serie întreagă de încălcări ale libertăților și drepturilor fundamentale ale omului, urmăriri ale paginilor personale de Facebook, de alte rețele sociale, în baza cărora s-au întocmit dosare în care s-au urmărit oameni concreți, s-au scris foarte multe aberații la adresa acestora. Și vreau să vă spun că în august 2018, mie personal mi-a fost deschis, sau am început cercetarea penală împotriva mea, a fost deschis dosar penal pe articolul 285, dezordine în masă. Cum că eu aș fi provocat sau aș fi părtaș la dezordine în masă. Toate aceste lucruri s-au început în baza unui articol scris de către o sursă media afiliată fostului regim, așa numitul Telegraf, în care aceste imagini, screenshot-uri, le vedeți actualmente pe ecran, care practic totalmente, 100% au fost preluate de către procurorii și de către anchetatorii care instrumentează cazul fără să intre în esență, fără ca să cunoască care este adevărul. Au fost luate fraze rupte din context, au fost luate anumite declarații care au fost apoi truncheate de către ei în baza unor libere declarații, în baza unui pamflet politic care era pur și simplu ca o operă literară, ca o operă satirică care a fost prezentată și care a fost luată drept dosar penal în cazul acesta. Tot acest site info al regimului au venit și cu o serie de învinuiri aberante la adresa mea, cum că aș avea legături cu anumiți separatiști sau activiști din Donbass, care iarăși puteți vedea în aceste screenshot-uri pe care le-am adunat. Nu este întâmplător, deoarece sunt urmărit de foarte multă vreme, mi s-a spus acest lucru, mi-a spus colegi din diferite structuri ale statului și iată că aceste lucruri ies acum la iveală, pentru că chiar și în dosarul care mi s-a intentat sunt foarte multe date și detalii din personale.
Deci, de asemenea, vreau să spun că aceste știri, această știre cum că sunt pregătite dezordine în masă pentru acțiunile din 26 și 27 august, când au făcut proteste sau au pregătit acțiuni de protest din partea partidului politic din DA și PAS. Deci, lucrurile acestea au fost iarăși foarte mult mediatizate de către sursele de presă ale holdingului. Iată, vedem de pe Publica TV. Și foarte interesant aici să atrageți atenția la unele pasaje despre care vom voi prezenta un pic mai târziu, dar iată, chiar dacă Sergiu Ungureanu, eu, nu este membru al platformei, da, acesta a participat activ la toate manifestațiile și dezordine și manifestațiile organizate de Andrei Năstase. Și așa mai departe. Iată aici iarăși un pasaj foarte interesant care aș vrea, care mai apoi va avea relevanță în ceea ce voi povesti. Aceste coincidențe ar putea însemna de fapt că Ungureanu lucrează pentru pentru Andrei Năstase, care ca personal nu poate spune direct oamenilor cum să se bată cu forțele de ordine. Lucru pe care, în schimb, îl spune Ungureanu. Iar restul membrilor PPDA au grijă, în mod organizat, să promoveze la maxim aceste mesaje. Deci toate acestea sunt pe site-urile menționate, sunt și link-urile care le-am atașat în cadrul acestui în cadrul acestei prezentări. Și deci, dacă doriți, veți face cunoștință. De asemenea, încă o aberație care este prezentată aici este cum că Ungureanu, iarăși eu, a devenit cunoscut încă din 2007, când am proșcat cu o înclădire a ziarului Timpul. Deci niște lucruri aberante, pentru că în 2007 nici nu participam, nici nu eram, nici nu știu despre ce evenimente merge vorba, sau la 13 decembrie 2009. Fapt pentru care colegii m-au îndemnat să-i dau în judecată, dar nu am avut timp și nu am avut posibilitatea împotriva holdingului să câștig ceva. Poate acum va fi posibilitate. Știrile au fost preluate, vă spun, și la Prime, și la alte canale ale regimului, și iată aici sunt toate aceste link-uri. De ce dau acest lucru? Pentru că toate aceste lucruri au intrat mot-a-mot în dosarul penal, fără să mai fie cercetat. Deci, practic, jurnaliștii au scris tematica dosarului indentat, dosarului politic, cum că eu aș pregăti împreună cu PAS și PPDA dezordine în masă. Ceea ce este absolut aberant, pentru că nu se expune niciun nou adevăr. Iată și în presa de limbă rusă a apărut de asemenea acest lucru. Tot acest, hai așa spunem, scandal sau tot acest circ, îmi pot permite să-i spun circ, a început odată cu sesizarea aceasta pe care a trimis-o către Partidul Liberal Democrat, a trimis-o Departamentul General Urmărire Penală, prin care deci cer ca să fie oprite sau să fie sesizate orice posibile dezordine în masă. Acest document a fost publicat, iată, pe site-ul Agora, pe site-ul pe alte site-uri, după cum vedem, și este sesizarea venită din partea, deci Departamentul General Urmărire Penală, deci este iscălită și de către Mihail Arnăut. Deci este acel ofițer de presă care a instrumentat și a colectat, așa spunem, aceste date, care pur și simplu eu consider că a luat doar din site-urile de știri și a înscris în acest dosar. Dar însă încălcările în acest dosar nu s-au oprit aici. Acestea au continuat și mai departe. Deci, imediat, deci ca să vă spun, în seara, în data de 23 august, am fost sunat ca să mă prezint în ziua aceea la Departamentul General Urmăririi Penale al MAI. Deci am fost telefonat, cu toate că știu că este permis și este în mod legal 5 zile pentru aceasta. Deci aceasta s-a încălcat. Nu am putut să vin în ziua aceea pentru că mi s-a spus clar din alte surse informare că voi fi reținut. Deci în momentul acela exista bănuiala și exista numele meu ca să fiu reținut. Și atunci au fost trimiși în seara zilei aceea persoane în civil la mine acasă, deci care m-au așteptat în scara blocului. Iată, am reușit și să filmez unele dintre aceste convorbiri cu ei. Deci era trecut de ora 9:30, era aproape ora 10, dar iarăși am fost din timp informat că mă vor aștepta așa numiții oaspeți acasă, din care chiar venind în apropiere de casa mea, lângă scară, am văzut persoanele acestea suspecte care imediat s-au apropiat de mine și au început discuția că ar trebui să mă prezint, deci, și să vin la ei a doua zi. Deci, iată, este și secvențe video pe acest link scurt de pe pagina mea de socializare. Deci, acest lucru a avut loc în seara de joi spre vineri. Apoi, că trebuia vineri să mă prezint la MAI. Iarăși am fost informat că dacă voi veni acolo, voi fi reținut. Deci, voi fi reținut absolut aberant, ilegal, deci abuziv, și voi avea aceeași soartă ca și cazul lui Pietic sau alte cazuri care au fost abuziv reținuți de către oameni. Iată, aici sunt unele screenshot-uri dintre acele secvențe video. Deci, a trebuit să fug din oraș. La protestele din 26-27 august nu am putut participa, nu am fost la Chișinău. Deci, anume din motivul că am fost informat că pe numele meu există indicații foarte clare ca să fiu reținut.
Deci, ca să dacă apar sub orice preteț, sub orice lucru. Deci, am venit la cererea poliției, exact, am respectat acel termen de 5 zile care am și am venit după protestele care au avut loc și am dat acele declarații care mi se cereau. M-am iscălit că nu recunosc niciun fel de vină și că nu sunt eu niciun fel de pregătitor de dezordine în masă. Și practic cazul nu a mai evoluat mai departe. Deci abia în noiembrie 2018, când eu eram în Statele Unite cu stagiere de pregătire profesională, am fost informat că sunt așteptat iarăși la PC Cox, la Procuratura pentru Combaterea Crimelor Organizate și Cauzele Speciale. Deci PC Cox-ul s-a ocupat de acest dosar și numai cum am intrat în țară de pe 20 noiembrie, imediat pe data de 21, am fost sunat să mă prezint la PC Cox, unde mi s-a dat imediat acest ordin, deci ordonanță de punere sub învinuire, deci care este prezentat aici, și ordonanță de nepărăsire a țării. Deci ceea ce era absolut aberant, această ordonanță de nepărăsire a țării, din două motive. Din primul motiv, pentru că eu nu prezint pericol și nu aveam unde să fug, eu sunt om activ și am cercetări în domeniul energetic, care lucrez aici în țară, sunt cunoscut, nu am niciun motiv să am. Dar pe de altă parte, am și diferite studii sau lucruri care trebuie să participe peste hotare. Ordonanța aceasta, prima încălcare care este, că ea este pentru 60 de zile. Deci, în Republica Moldova, ordonanțele speciale se dau pentru 30 de zile. Iată prima încălcare care a fost în acest dosar, care am contestat-o și la procuratură, apoi în judecată. Deci, am contestat aceasta în judecată, iar cel mai interesant este că după ce am contestat acest lucru și am scris plângerea în judecată, și am scris și articolul care se încalcă, pentru că, iată, vă dau și știre, articolul 178, punctul 3 al Codului de Procedură Penală prevede 30 de zile, deci pentru asemenea ordonanță. Judecătorul, cel mai interesant, că judecătorul care a examinat acest lucru de la Ciocana, Sergiu Bularu, este cel care și în dosar a autorizat percheziționarea mea. Iarăși, percheziție despre care eu nici nu am știut. Și percheziționarea casei mele de asemenea a fost autorizată de către judecători, fără ca să mi se anunțe în dosar, doar pentru niște postări în Facebook. Deci doar pentru că am postat lucruri cu care nu eram de acord în aceasta. Și iarăși, ce este interesant, judecătorul de încheiere, care scrie negru pe alb, a sfârșit, deci cât de respingere, clar că pentru procuratură, deci împotriva mea, deci respingere și încheiere este irevocabilă. Ceea ce este iarăși o încălcare, o greșeală, nu știu cum, sub ce prisma a examinat judecătorul, deoarece în articolul 196, punct 2 al Codului de Procedură Penală, este clar scris că această încheiere nu poate fi irevocabilă, ci poate fi atacată la instanțele superioare. Iarăși este o încălcare, la care am scris cerere către Consiliul Superior al Magistraturii ca să ia act de acest lucru și deci să examineze dacă a fost corectă această decizie sau nu a judecătorului. Și de la Consiliul Superior al Magistraturii, iată, cu semnătura domnului Nicolae Clima, da? Îmi vine răspuns că se respinge. Deci, iarăși, totul este ok, cu toate că punctele clare din codul de procedură penală prevăd cu totul altceva decât ceea ce se... Deci, era clar că dosarul ia o întorsătură foarte clar politică, foarte clar aberantă împotriva mea pentru declarații politice, pentru declarații care nu le-au plăcut puterii. Și anume că aceste declarații erau pe site-ul de socializare Facebook și au fost trunchiate, au fost luate diferite secvențe care au fost interpretate sub prisma presiei. Și iată, participanți sunt, deci am văzut și aceste persoane care au funcție de răspundere și trebuiau să oprească acest lucru. Deci iată, ca să vă arăt în cadrul dosarului, din panul dosarului, anume judecătorul Sergiu Bularu, care este cel care a autorizat percheziționarea și el a și examinat cauza. Cu toate putea să spună, putem să știm acest lucru și atunci recuzam sau să-și dea autorecuzare. Nu știu, dar cel puțin să fim informați. Iarăși, nu am fost informați de acest lucru decât pe urmă am aflat. Deci, de asemenea, ce vreau să spun, că este foarte periculos. De ce? Regimul precedent este periculos anume prin acest lucru, că în cadrul dosarului penal sunt prezenți foarte multe persoane care nu au treabă cu acest lucru, dar au fost pur și simplu și sunt monitorizați de către organele de urmărire penală sau de către procuratura PC Cox, eu nu știu, dar vedem o listă întreagă de oameni care cu datele lor, născut la, deci și toți ce comentarii au pus și ce
postări, dacă postează cineva, spre exemplu, o furcă și spune că cu aceasta trebuie să ieșim la proteste, gata, imediat el intră în vizor și este urmărit. Deci pentru aceasta noi, ca contribuabil, plătim bani. Și atât sunt zeci de foi în dosare, în dosar cu numele persoanelor care, uitați-vă, dacă ne uităm foarte atent, pentru comentariu. Deci, Lupu Valeriu, deci este dat numele și adresa lui. Iată, Andrei Lungu, mai sus, născut la, am astupat unele date ca să nu fie acces la datele cu caracter personal. Și dacă ne uităm jos, la mulți dintre ei este scris simpatizant PDA sau este scris nu a fost determinată apartenența politică. Spre exemplu, dacă se observă rău, eu am toate lucrurile acestea și le voi da spre a fi examinate. În unele dintre, iată, nu a fost stabilit, ultima dată a plătit amendă pentru automobilul HNK0 și așa mai departe. Deci chiar și până la asemenea detalii se intră în, pentru fiecare om. Deci fiecare persoană care posta sau scria un comentariu negativ la adresa puterii era luat în vizor și ei sunt prezenți aici în acest lucru. Iată, spre exemplu, Racovăț Arcadie. Deci este dată și mama lui, sora lui, născut la, telefonul de contact al persoanei, IDNP-ul și așa mai departe. Deci dintre persoanele care le-am mai văzut, iată, Nicolae Josan, persoană cunoscută, care este membru al platformei, da? Deci, iarăși, locul nașterii, anul, deci este dat și IDNP-ul său și telefonul și așa mai departe. Deci, o serie întreagă de oameni, nu o să pot să stau să citesc toți, pentru că sunt zeci și poate chiar sute de oameni care au fost urmăriți și puși de asemenea în dosar ca persoane periculoase, ca persoane care prezintă interes pentru justiția noastră, nu știu pentru cine, pentru fostul regim. Deci, dar lucrurile acestea cel puțin trebuie să le știm. Deci fiecare este dat unde lucrează, ce face, când a plătit ultima amendă și la ce a plătit ultima amendă. Chiar și asemenea date sunt date. Și numai decât jos este scris simpatizant al cărui partid, al PAS sau al ODIP, iată, mai jos, spre exemplu acesta. Vedem? Simpatizant pe PDA și ODIP, da? Cui trebuie această informație și de ce ei stau și urmăresc această informație? Chiar nu am nicio închipuire de ce această informație trebuie să fie prezentă în ASDS. Trebuie să plătim oameni din structurile de forță care să urmărească acest lucru, al cui simpatizant este. Sau, iată, vedem aici, Jacob Mihail, simpatizant pe PDA și declară anumite comentarii ale sale și așa mai departe. Deci, nu am stat să dau toate, dar pe lângă aceasta, în dosar au fost incluse și anumite date care în genere nu au treabă cu acesta. Deci, spre exemplu, o intervenție sau o discuție a mea cu poliția când aceștia au blocat traseul de pe bulevardul Grigore Vieru, când lângă ASEM, platforma DA, protesta lângă Curtea Supremă de Justiție. Deci, iarăși, discuția mea cu polițiștii care nu permiteau traficului, iarăși a fost inclusă aici. Deci, practic, eu și bănuiesc nu doar eu, dar și mulți alți oameni suntem urmăriți zilnic, suntem urmăriți pe rețelele de socializare, suntem urmăriți peste tot unde se poate, unde este posibil ca noi să activăm. Și deci lucrurile astea. Iarăși mai dau următoare, pentru că aceste lucruri, acești oameni sunt prezenți, vă spun că sunt zeci de oameni, a căror identitate este dezvăluită, a căror ocupație, unde lucrează, ce face. Deci toate aceste lucruri sunt în dosare puse. Deci, în continuare, am atacat, am spus, această punere sub învinuire a procurorului și vreau să spun încă un lucru care a avut loc, un incident înainte de alegeri. Deci, cu puțin timp înainte de alegerile din 24 februarie, iarăși venind acasă, seara, noaptea, am fost oprit de către persoane necunoscute lângă scara blocului, deci noaptea. Mi s-a spus să nu umblu la telefon la niciun semnal de înscriere și mi-au spus foarte clar, așa, mai popular, că dacă vreau să scap de probleme, mi-au spus numele acelui procuror care instrumentează cazul, dacă vreau să scap de probleme, să ies cu declarații sau în presă sau la procuratură, cum că am fost somat sau instruit de către Andrei Năstase să fac ceea ce am declarat. Deci ceea ce ați văzut la site-ul public că a fost publicat din timp. Deci acel pasaj care l-am luat în roșu se spune că atrage atenție că mai pe viitor acesta va... Deci aceasta ce a fost publicat încă în august 2018, iată, aici au ieșit cu acest lucru. Mi-au dat de înțeles că sunt urmărit și să nu fac nicio mișcare levă aia. Nu știu de ce au... Deci, dar nu am făcut nimic pentru că simțeam și sunt sigur că și la moment sunt urmărit. Probabil și în telefon și în casă și în alte lucruri, pentru că am văzut în dosar, chiar sunt și ordonanță de percheziționare a domiciliului, despre care nu am fost informat, dar care este prezentă și autorizată de către judecători.
Deci, la momentul de față, iarăși, la ultima ședință de judecată care a avut loc pe data de 3 iulie, a fost respinsă cererea mea de încetare a procesului judiciar și a urmăririi penale în legătură cu absența componenței infracțiunii și următoarea ședință a fost pusă pe 25 septembrie. Deci, autoritățile sau sistemul judiciar, care deja nu mai știe ce să facă cu acest dosar politic, pur și simplu îl întinde. Iată care este părerea mea și care este ceea ce văd eu din acest lucru. Deci ce pași voi întreprinde mai departe? Voi ataca la CEDO această decizie a judecătoriei Ciocana, care dă un verdict final, hai să spunem, care nu este final, dar trebuie să fie, este încheierea irevocabilă, care este revocabilă conform codului de procedură penală și conform legislației Republicii Moldova, după care voi solicita și vom ataca în drept ca neconstituțional acest articol, deci articolul 285.3 al codului penal, ca fiind unul interpretabil și folosit ca o bâtă în scopuri politice, pentru că ca apel, deci la, nu știu, la nesupunere sau apel la ieșire la proteste, orice om poate fi învinuit. Aici putem pune jumătate din Moldova liber sub învinuire, cum că au apelat să vină la aceste lucruri. Și, de asemenea, voi sprijini și alți oameni care au avut de suferit în urma acestui regim. Îmi pare rău că în țara noastră sunt posibile asemenea lucruri și îmi pare rău că sunt posibile asemenea încălcări unde negru pe alb au fost făcute aceste încălcări aberante. Astăzi vreau să cred că avem o altă justiție și astăzi vreau să cred că odată cu schimbările acestea din procuratură, odată cu schimbările acestea din sistemul judiciar, vom uita de aceste practici dubioase și aceste practici care nu fac deloc bine acestei țări, nu fac deloc bine acestei societăți. Nu am putut vorbi până acum decât doar cu unele frânturi prin care am participat în videourile pe care le făceam pe pagina mea de socializare pe Facebook, unde încercam să expun, să atrag atenția la ce se întâmplă la noi în sistemul judiciar și cum pentru postări în Facebook, cum pentru anumite lucruri, libertatea cuvântului, cum pentru aceea că nu ești bucuros de ce face regimul, poți să te trezești cu un dosar penal. Și iată aceste lucruri. Voi oferi acum cuvântul și colegului activistului civic Alexei Dimitrov pentru a expune și el s-a alăturat careva deci probleme cu care s-a de ordin justițiar, de ordin juridic cu care s-a confruntat dumnealui, după care voi citi declarația de presă pentru a încheia și vom aștepta eventualele întrebări, dacă sunt. Da, mulțumesc, stimați colegi. Bună ziua, vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați onorat cu prezența. Mă numesc Alexei Dimitrov, sunt activist civic apolitic, nu fac parte din niciun partid. Sunt preocupat pe probleme de ordine publică în spațiu public și eficiența funcționării instituțiilor de stat. Pot să mă alătur celor declarate de către colegul meu, Sergiu Ungureanu. Simt pe propria piele că aceste atacuri asupra activiștilor civici se intensifică, ele continuă, se intensifică și ca pârghii, să zicem așa, ca metode de reprimare a activității, a activismului, se folosesc instrumentele juridice, precum amenzile contravenționale sau pornire de urmărire penală, cu eventual cu posibilă și izolare, să zicem așa, detenție. Bine, eu nu am ajuns la, deocamdată și sper că nu o să ajung, la urmărire penală și la alte măsuri drastice, dar pot să zic că la momentul de astăzi am la activ peste 15 procese verbale cu privire la contravenție întocmite absolut nelegitim, care se întocmesc în dependență de interesele de conjunctură. Mă refer aici la cel mai răsunător caz din ultimul timp din spațiu public, din spațiu mediatic, conflictul cu avocata Ala Popa, care, din câte se cunoaște, este fosta soție a lui Igor Popa, care este procuror interimar sau adjunct. Anterior era adjunct, acum am înțeles că a fost numit interimar în Procuratura Generală, da? Mi se pare. Procuratura Generală. Deci, la sfârșitul anului 2018, o să fac o mică incursiune în acest caz, pentru că a fost un caz destul de interesant și destul de răsănător. S-a prezentat această avocată în ședință unde eu am contestat un act al poliției, un act cu privire la refuzul de sancționare a unui agent economic pe care m-am plâns poliției privitor la încălcarea ordinii publice. Respectiv, această avocată, pentru a
distrage atenția judecătorului pentru antocenerare, a insuflat, a invocat niște motive aberante, precum că aș urmări anumite interese financiare, mai exact aș pretinde suma de 1 milion de lei de la agentul economic, precum că nu aș avea probleme, precum că aș avea probleme cu sănătatea mentală și alte expresii jignitoare și înjositoare, care evident că îmi lezau dreptul meu, atât dreptul la nevinovăție, cât și dreptul la imagine. Ieșind din sala de ședință, i-am adresat acestea câteva întrebări cu camera pornită a telefonului mobil. Însă așa a ieșit că am primit un apel și în acest moment s-a întrerupt filmarea și chiar în acest moment nu s-a reușit imprimarea cuvintelor acesteia, precum că eu aș fi un nespălat și să-mi caut de treabă. Evident că eu am pornit registrarea video în continuare și dânsa mi-a încercat să-mi refuze să-mi interzică filmarea, zicând că nu aș avea voie, deși a fost vorba de holul judecătoriei Chișinău, sediul botanic, sediul central de la cartierul botanic, sectorul botanic. Respectiv, în următorul moment a fost agresat fizic de către dânsa, mi s-a încercat, ea a încercat să-mi confiște, să zicem așa, să-mi ia telefonul meu mobil și m-a lovit. Deci am reușit să filmez toată această scenă, însă cel mai interesant este că, în continuare, poliția a respins toate plângerile mele în pofida existenței probe video. Proba video nu a luat-o în considerare, a reieșit doar din declarațiile așa numite pretenții victime. Ce s-a întâmplat? Deci eu am fost recunoscut vinovat de huliganism, am fost amendat cu 1000 de lei, s-a întocmit proces verbal cu privire la contravenție, deși în video se vede foarte clar că eu am fost cel care din contră se ferea de la Ala Popa și nici de cum nu intenționam să am un contact fizic cu dânsa în sensul unei posibile lovituri sau agresiuni. În continuu nu s-a ajuns, nu s-a oprit la aceasta, Ala Popa s-a plâns în continuare pe, la Centrul pentru Protecție Datelor Caracter Personal, care a emis o decizie și ulterior a întocmit și proces verbal cu privire la contravenție privind prelucrarea nelegitimă a datelor caracter personal. Referindu-se la filmarea video care a fost publicată de către mine pe rețele de socializare, ceea ce îmi pare un absurd total. Două amenzi contravenționale au fost contestate instanța de judecată. Pe cazul cu datele cu caracter personal, pretențiile datele cu caracter personal, încă nu este luată o hotărâre de către judecător, ea se află pe rol. Din păcate, ce ține de cauza privind huliganismul, eu am fost atât de către prima instanță, atât și de către a doua instanță de recurs, adică Curtea de Apel Chișinău, am fost recunoscut ca persoană care a încălcat prevederile articolului 354 cod contravențional huliganismul, adică ceea ce însemna că asupra mea a ne-a rămas în vigoare soluția dată de către poliție. Și totodată, toate plângerile mele, atât plângerile la poliție, cât și plângerile la Uniunea Avocaților, cu privire la comportamentul acestei avocate, au fost respinse. Și evident că nu au fost aduse motivații clare și inteligibile. Astfel, consider, bine, asta a fost unul din cele mai sănătoare cazuri. În 2016, după cum opinia publică își amintește, a avut o cază cu procurorul Ion Dulgheru, care a mers pe trotuar și care a invocat că i-aș face o adâncitură cu piciorul în capot automobilului. Au fost întocmite două amenzi. Aceste amenzi au fost anulate abia peste 2 ani cu rejudicare, dar dânsul nu a primit nicio sancțiune din ceea care eu am cerut organelor de drept. Deci ceea ce vreau eu să spun este că legea se aplică la noi foarte unilateral, foarte selectiv și întotdeauna soluția dată oferită la plângerile depuse de către noi simpli cetățeni și activiști este independență de interesul de conjunctură și de notorietatea în ghilimele și importanța tot în ghilimele a persoanelor care sunt vizate. Și eu consider că aceasta nu este un să zicem așa, atribut al unei societăți democratice care pretinde, cum pretindem a fi, să fim noi, nu putem vorbi de niciun stat de drept categoric, nu putem să vorbim de o justiție. Am uitat să spun că toate procesele în care am vorbit mai sus s-au desfășurat în lipsa mea, fără să fiu citat, da, fără ca să pot să prezint probe. Consider că
trebuie de spus lucrurilor pe nume, opinia publică trebuie să sensibilizeze, să devină mai activă, cetățenii trebuie să devină mai intoleranți față de toate abuzurile sistemului instituțiilor de stat, pentru că aceste instituții de stat, deși se întrețin din banii noștri, activează împotriva noastră. Și eu chem pe această cale pe toți cei care așa sau altfel pătimesc în aceste situații, când încearcă să își protejeze propriile drepturi, propriile interese și până la urmă sunt ei cei care se declară vinovați, îi chem pe toți să nu tacă, să folosească activ rețele de socializare, să folosească toate căile posibile, legături cu activiști civici, eventual să, cu conferințe de presă și așa mai departe, pentru ca noi să aceste probleme să nu le ținem pe ascuns, dar să le cât mai să le deschidem și pe această cale instituțiile statului, care sper nu foarte mult că acum se vor reforma, probabil să fie totuși legea aplicată și persoanele vinovate să răspundă conform legii și nu conform intereselor și legăturilor care au avut. Cam atât. Mersi mult. Deci, iată, revenim la asta ca să dau poate mai bine să vadă file din dosar, unde vedem IDNP-ul, telefoanele persoanelor, ce au făcut, ultima amendă când a plătit, iată, din Fălești, satul Vărvăreuca, spre exemplu, Ciobanu Vladimir, Katia Sleț, Vasile, Olga Vieru. Deci, vreau să spun, stimați cetățeni, că toți putem fi aici. Mulți sunt cei care nici nu știu că sunt aici. Ar vrea să spun procuratură, PC Cox, domnul Dumitru Răileanu, care instrumentează acest caz, ca să se gândească încă o dată, pentru că regimul care a fost a căzut deja și noi nu mai putem să continuăm în acest fel. Și în final aș vrea să dau citire unui comunicat de presă în legătură cu acest caz și cu aceste lucruri care s-au întâmplat, care probabil nici într-o țară normală nu ne putem imagina că asemenea lucruri să se întâmple, ca să fii somat, să dai declarații înainte de alegeri, să fii somat să se aștepte noaptea lângă scară sau alte lucruri. Deci lucruri despre care este imposibil de tăcut. Deci eu, Sergiu Ungureanu, sunt unul din cei căruia regimul precedent i-a intentat dosar penal pe o cauză politică, pentru exprimarea de opinii critice la adresa guvernării, de atunci și dezacordului cu aceasta. În cadrul acestui dosar penal cu caracter politic au fost admise numeroase încălcări, atât la etapa de cercetare, cât și la etapa de judecare. Încălcări care le-am prezentat la conferința de presă și sunt gata să le prezint în continuare. Din partea mea și mai multor reprezentanți ai societății civile, țin să menționăm că regimul precedent s-a schimbat în mare parte doar la vârful piramidei. Sistemul este încă foarte infiltrat cu persoane care au servit interesul fostului regim mai mult decât legea și interesul public. Suntem foarte îngrijorați de perpetuarea unor practici ilegale pe care le îndeplineau exponenții regimului precedent, cu ajutorul instrumentelor de capturare a justiției capturate și a poliției și procuraturii. Cerem sistarea imediată a practicilor ilegale de urmărire, interceptare telefonică, percheziție la domiciliu, filmări fără temei. Nu putem accepta în continuare practicile de urmărire pe criterii politice a persoanelor care nu împărtășesc simpatiile față de regimul de la putere și urmărirea acestora pe rețele de socializare cu încălcarea normelor de etică morală și a intimității vieții personale. Cunoaștem foarte bine că sunt dovezi clare că regimul precedent a interceptat, a urmărit, a colectat informații cu caracter personal despre foarte mulți cetățeni ai Republicii și care doar erau suspectați în fața regimului pentru exprimarea unor opinii critice la adresa acestora. Cerem tragerea la răspundere a celor care au admis încălcări ce țin de interceptări, proceduri legale. Cerem tragerea la răspundere a celor care au admis încălcări procedurare în cadrul dosarelor penale, civile, pe temeri politice. De asemenea, cerem respectarea legii și informarea tuturor cetățenilor asupra căruia s-a realizat măsuri ilegale de percheziție, interceptare și alte forme de încălcare a vieții private. Cerem reformarea sistemului și implementarea unei democrații veritabile pentru un adevărat stat de drept. Eu mulțumesc încă o dată tuturor celor care s-au prezentat aici, pentru toată presa, cei care au venit. Dacă sunt întrebări, sunt gata să răspundem. Vrem și sperăm ca asemenea ieșiri la presă să nu mai fie, să nu mai aibă loc. Eu vreau să sper că această pagină a istoriei noastre ca țară a trecut deja și noi pășim înspre un nou viitor, spre o nouă modalitate de a face politica și de a face o societate civilă puternică în această țară, unde acei care au o poziție civică sau o poziție politică nu vor mai fi urmăriți doar pentru faptul că au o opinie critică și nu vor mai fi
suspectați sau se vor crea dosare în baza unor articole din jurnalism. Mulțumesc tuturor și așteptăm dacă sunt întrebări, dacă aveți careva sugestii sau propuneri la acest capitol. Eu vă mulțumesc încă o dată, colegi, și vom fi bucuroși dacă lucrurile se vor schimba cu adevărat în această țară. Mersi! Mulțumesc.